O femeie însărcinată a murit după ce a fost tăiată de două persoane care i-au furat copilul nenăscut. Un cuplu a tăiat o femeie însărcinată ca să-i fure copilul nenăscut, apoi a abandonat trupul mamei, dar oare ce s-a întâmplat după? Rosa, în vârstă de 20 de ani, era însărcinată în 8 luni atunci când a fost răpită de un cuplu care a furat copilul din pântec și a abandonat trupul, potrivit dailymail.com. Cei doi au fost arestați după ce au găsit copilul în posesia lor. Cuplul ar fi tăiat-o pe tânără pentru a-i fura pruncul nenăscut, deoarece femeia care a atacat-o nu putea avea copii. Victima a fost ademenită prin intermediul rețelelor de socializare, i s-au promis haine pentru copil, după cum spun rudele acesteia. Această întâmplare a șocat o lume întreagă. Nu este posibil în secolul 21 să asistăm la asemenea comportamente desprinse parcă din epoca de piatră, relatează știrile protv.ro.